Merlin, partea a doua. Nu mă pot obișnui cu ideea că oamenii șușotesc și mă arată cu degetul. Vom locui în pădure. Nu trebuie să te preocupe asta. E un vis pe care îl voi face realitate. Am găsit liniștea în rugăciune și meditație. Liniștea pe care n-am cunoscut-o niciodată, dincolo de priceperea mea. Sincer să fiu, Nimue, e dincolo și de a mea. De ce te-ai izolat? Pentru a fi aproape de Dumnezeul meu. Cu cât ești mai aproape de cer, cu atât ești mai departe de mine. Dă-ți jos vălul. Unde eram? Da. Arthur se născuse. L-am dus să locuiască la Sir Hector. Regula de aur. Nu face altora ceea ce nu vrei să ți se facă ție. I-am fost învățător. Nu l-am învățat magia, l-am învățat etică și morală. Arthur, ceea ce e mult mai greu, credeți-mă. Tatăl său, adevărat, regele Uther, a nebunit. Eliminați prizonierii! Apoi și-a luat viața. Regele! Asta ne aduce la ordinea zilei, cred. Arthur a crescut și era un tânăr frumos. Probabil, ca de obicei, așteptam prea mult de la el, dar în el împuneam toate speranțele. Nu mai alerga așa, calul, nu-i place! Și nu te da jos! Plecăm imediat. Merlin, ai auzit vestea? Rupert, regele Uther a murit! Ai auzit ce-am zis? Regele nu mai e! Știu. Știi? Cum ai aflat aici în pădure? Mi-a spus o păsărică. Unde mergem? Să te facem rege. Merlin, spune-mi, cum pot fi eu rege? Simplu, fiindcă te-ai născut așa. Nu am sânge regesc în mine. Merlin! Dă-te la o parte. Asta-i treabă de bărbat. Iar s-a întors boșorogul. Dacă nu-i atent, se va tăia. Arthur mă tot întreba, dar nu eram pregătit. Adevărul despre tatăl său, despre moartea lui Cornwall și rolul meu în toate astea. Nu-i de mirare că mi-era greu să-i spun. De altfel, eram distras.
Mulțumesc. Eu nu am făcut nimic. Nu vorbeam cu tine. Știi cumva ce a fost asta? Nimic. Doar un mesaj de la un prieten. Un prieten vechi. Arthur voia să explic. Spune-mi, te rog. Dar nu știa că explicațiile nu rezolvă nimic. Da, e timpul. Speram să înțeleagă rolul meu în asta, Arthur. Trebuie să știi că Hector nu e tatăl tău. Tatăl tău a fost regele Uther și tu ești moștenitorul tronului. A reacționat mai bine decât sperasem. Dacă sunt unicul fiu al lui Uther, vreau ce mi se cuvine. Să fiu rege. Și când vei fi, ce vei face? Păi... Ce e? Ce mai e? El are prioritate. Ce ai face dacă ai fi rege? Aș face tot ce m-ai învățat. Adică aș construi un oraș de aur. Mi-aș dedica viața păcii și milosteniei. Lumea are nevoie de dreptate și compasiune, nu milostenie. Totuși, Camelot mi se pare un vis demn de un rege. Haide, Rupert. Camelot? Camelot. Vino, Arthur! Toți cavalerii din Britania au încercat să o ia, dar e sabia adevăratului rege, a ta, Arthur. Merlin, mi s-a părut că ai fost aici acum o clipă. My lord, acest om o vrea pe Excalibur. Da? Cine e? Arthur, unicul fiu al lui Uther. Rege de drept al Angliei. Spune, de ce îi dai sabia? Va trăda poporul la fel ca și tatăl său. Nu știu ce voi face sau ce voi deveni. Dar știu ce sunt. Un răspuns înțelept. Am avut un învățător înțelept. Va termina cu vechile datini. Vei fi uitat, la fel ca noi toți. Asta e teama ta obsedantă, nu e a mea, Mab. Eu nu pot muri. Eu sunt stânca timpurilor. Voi trăi întotdeauna, până la marginea visurilor. Iau acum, Arthur. Acum, Arthur! Și așa se va termina. Ai încredere în mine. Nu, Mab, te înșeli. Arthur va vindeca pământul. Sabia a luat Excalibur. Trăiască regele! Trăiască regele! Trăiască regele! Ura! Nu faci curățenie niciodată, Frank. Încerc, dar nu pot. Am prea mult de lucru și nu pot folosi spiriduși, gnomi sau zâne. Sunt absolut inutili la orice chestie practică. Am atât de multe de făcut. Și vei avea mai mult. Am renunțat de tot la Merlin.
Am crezut că se va da pe brazdă în cele din urmă, dar cred că m-am înșelat. E o ființă încăpățânată, nu? Așa am vrut eu, deci m-am păcălit singură. Nu cred că ai mai făcut asta cu cineva, nu-i așa? Ajungem! Oh, Arthur e blestemat! Vreau ca toată lumea să afle asta când va veni vremea. Și asta va fi treaba ta, fric! El era vărul meu, deci tronul îmi aparține! N-ai scos sabia Excalibur din piatră! Nimeni nu a scos-o! Tatăl meu este rege prin dreptul sângelui! Sunt mai apropiat de Uther. Sora mea e nepoata lui Uther. Mi-am pus armata la dispoziția lordului Leo. Mie mi se cuvine. Am și eu un drept, nu? Nimeni nu va urma un guraliv. Eu? Guraliv? Poate tu. E mai bine, nu-i așa, lorzilor? Acum veți putea asculta în loc să vă certați. Va fi o experiență nouă pentru mulți. Uther avea un fiu. Vi-l prezint pe Arthur, adevăratul rege. Uther, nu avea fiu. Sigur, toată lumea știe asta. Ba da, Uther a avut un fiu. Când Uther a cucerit Tintagel, a avut-o pe Lady Igraine și s-a născut un fiu. E adevărat. Am fost acolo. Arthur? E fiul lui Uther? Dacă e așa, să scoată Excalibur din piatră. Uite-o, e aici. Bine, dovedește. Dovedește că e Excalibur. Ești fiul lui Uther. Te recunosc ca rege și senior. Și eu la fel. Sabia-i la el. Acceptă-l lor. Niciodată! Nu vom îngenunchea în fața unui băiețan. Pot și eu vorbi în numele meu. O are pe Excalibur. E regele. Te întorci împotriva tatălui dacă tău? Dacă e o cauză dreaptă... Dar dacă nu ieși te înșeli... Atunci trebuie să mă ucizi în luptă. Sunt omul regelui. Rușine să-ți fie. Așa să fie. Lorzilor, deși vă este greu, gândiți-vă o clipă. Am văzut prea multe războaie. Am hotărât deja. Să mergem! Haideți, cu cine toți. Vrea să mă urmeze? Da, da, ia te uită. E drăguță, da. Salut, Morgan. Vai, ce ai crescut. Tu cine ești? Nu mă ții minte? Îți făceam vizite când erai mică. Te țin minte? Credeam că ai fost un vis. Sunt real. M-ai mințit. Mi-ai spus că mă faci frumoasă și nu m-ai făcut. Ți-am spus că te fac frumoasă, nu? O să o fac. Dar mai întâi trebuie să lăsăm jocurile de copii. A? De ce te-ai întristat? Era doar o jucărie. Privește. Sunt frumoasă. Foarte frumoasă. Cred... că veștimintele croite în stil roman sunt potrivite pentru o doamnă frumoasă. E frumoasă?
Și acum, vreau tronul. Asta mă depășește. Pot să-ți spun din experiență personală că spiridoșii sunt atât de mici încât atunci când plouă, ei sunt ultimii care află. Din cauza mărimilor. Fric! Termină cu distracția și fă ce ți-am spus. M-am gândit, Morgan, că ar fi o cale să obții ceea ce dorești. Fiul tău ar putea fi rege. Dar cum? Dacă Arthur va fi rege, nu mă pot căsători cu el. Nu e nevoie să te căsătorești cu el ca să-i porți fiul. Avem aceeași mamă. Și sub acest îndăliș frumos, extraordinar, sunt un gnom bătrân și șiret. Te deranjează? Deloc. Nu-i nevoie să mă seduci pentru a mă convinge. Ca și toți ceilalți, eu vreau coroana. Îmi place, Morgan Le Fay. Ești o tânără sinceră. Și tu îmi placi mie. Oricine ai fi. La o parte! Armata e aproape gata, sire! Va fi o luptă sângeroasă! Așteptați-mi semnalul! Merlin! Ce mama focului l-a apucat acum? Nu există niciun motiv pentru care să piară oameni. Disputa este între noi doi. Așa este. Asta e Excalibur, sabia adevăratului rege. Credeți că aveți dreptul de a o purta? Luați-o. Adevăratul rege. Războiul s-a terminat! Da! Arthur este adevăratul nostru rege și prin sânge și de drept. Cerc să mulțumim Salvatorului nostru pentru această izbăvire. Fie ca acest cerc să fie simbolul țelului nostru. Toți oamenii din acest cerc sunt egali. Fiecare are un glas. Și fiecare dintre noi va lupta pentru onoare și adevăr.
Să ne rugăm! Credeam că în sfârșit mi-am văzut realizat un vis. În sfârșit aveam un rege bun pe tron. Maestate, vă prezint pe Lady Marie, regina borocelților, care vine să vă prezinte omagiile. Doamnă, fiți binevenită! De aici! Mulțumesc! Ce ai adus? Ce e asta? Sunt bijuterii și mătăsuri. Doamnă, suntem copleșiți de darurile tale. Poate că eu și servitorii mei vom putea înnopta aici. A fost o călătorie lungă și foarte obositoare. Și am vrea să ne odihnim înainte să ne întoarcem. Desigur. Vom putea petrece puțin timp împreună. Să vorbim despre poporul tău. Va fi o plăcere, maiestate. Ce îmi arăți, Mab? Ce ai făcut? Arthur! Am gonit toată ziua, dar știam că deja era prea târziu pentru a opri ceva ce ar fi putut însemna sfârșitul. Așa e și dacă... A? Afară, domnilor! Afară! Și închideți ușa în urma voastră. Ce s-a întâmplat, Merlin? Spune-mi adevărul. Acum două nopți te-ai culcat cu o femeie? Da. Dacă trebuie să știi, da. Deși nu înțeleg de ce să-ți spun asta. Era Morgan Le Fay. Cine? Mama sa a fost Lady Igraine. Mama ta! Știut. Jur că n-am știut. Se va naște un copil. Mab va avea grijă. El va fi viitorul și ne va distruge. Oglindă. Nu există oglinzi în Avalon. Vezi cum te pot transforma? M-ai transformat deja. M-ai desfigurat. Știu. Foarte nedrept. Nedrept? A fost malefic.
cum sunt înconjurată de rău, pot face doar rău ca să supraviețuiesc. Oh, asta e ușor. Ai putea să te opui, ca Merlin. Din cauza lui Merlin s-a întâmplat totul. Nu e adevărat. De ce ai venit, Mab? Să-ți fac o ofertă. Îți redau frumusețea dacă îl iei pe Merlin și plecați într-un loc pe care l-am creat doar pentru voi, până la sfârșitul zilelor. Și să fim fericiți? Și să fiți fericiți. Are un destin. L-ar împiedica să facă ce și-a propus. L-ar împiedica să-și risipească viața. El crede că a luptat pentru ce e drept. Nu e risipă. Nu am să-i fac așa ceva. Îl iubesc. Și eu îl iubesc. Îl urăști. Îl și urăsc în același timp. Care e răspunsul tău? Nu! Bine. Îmi pare rău. Dacă între timp te răzgândești, rostește-mi doar numele. Cu voce tare. Nu puteam sta deoparte mult timp. Arthur era pentru mine mai mult decât un rege și eram curios să aflu ce se mai întâmplase. Hai să ne vedem. Haide, haide. Mișcă-te odată. Merlin. E bine să vezi un vechi prieten. Ce se întâmplă, Arthur? O promisiune e acum realitate. Construiesc orașul Camelot. E un nou început. Am făcut o greșeală atunci cu Morgan, dar nu cred că merit să fiu condamnat o eternitate pentru asta. Eu nu te condamn. Nu voi face niciodată. Mă însor cu fata lordului Leo. Ah, o iubești? Va fi o splendidă regină și o soție bună. Sperăm să ne căsătorim aici, chiar dacă nu e terminat. Vrei să vii și tu? Mă simt onorat. Cum o cheamă? Guinevere. Am plecat spre castelul Tintagel. Speram că Arthur nu va mai fi atât de nerăbdător să plece în căutarea Sfântului Graal. Nu dacă ar fi știut ce dușman lasă în persoana lui Morgan Le Fay. Doamnă! A venit Merlin. Spune-i să intre. Ai auzit, Mordred? A venit să ne vadă un vrăjitor. Va fi distractiv. Lady Morgan, știi de ce am venit? Salută-l pe fiul meu, Mordred. Bună, Mordred. Nu e frumos, Mordred. Poți să faci tot ce vrei, dar să nu fii grosolan. Înseamnă că ești necrescut. Ce spuneai, Merlin? Știi de ce am venit? Are legătură cu fiul meu. N-a crescut? Ba da, chiar mai mult decât ar fi normal. Desigur, e magie. Morgan, pentru binele țării, te rog, nu-l învăța vechile credințe. Nu mă interesează țara deloc. Pe tronul care trebuia să fie al meu, stă un bastard
fiindcă tatăl lui Uther a sedus-o pe mama și l-a ucis pe tatăl meu. Eu mă gândesc la viitor. Oh, sigur că te gândești, fiindcă trecutul e mult prea dureros. L-ai ales pe Uther să fie rege. L-ai ajutat să o seducă pe mama mea. Iar pe mine m-ai distrus. Și apoi, ții minte, l-ai făcut pe Mordred, așa cum a făcut regina Mam cu Arthur. Știu, mă împac cu ideea. La fel vei face cu faptul că Mordred va fi rege. În curând. Nu va fi niciodată. Mordred, Merlin e oaspete, nu fi rău. Vrea puțină atenție. Vei primi tot ce vrei când vei fi rege. Va fi Merlin, e fiul lui Arthur. Și cum rămâne cu vechile tradiții? Nu ai căderea de a-mi spune ce pot face și ce nu. De altfel, vechile tradiții mi-au făcut bine. Mi-au dat un fiu și m-au făcut frumoasă. Morgan, e doar o iluzie. Întotdeauna frumusețea este o iluzie, Merlin. Nu știai? Ne-am zis să intrăm în mod tradițional, pe ușă. Tradițional e să o deschizi mai întâi. Mordred, uite cine a venit! Mătușa Mab și unchiul Fric! Au trecut ani, maestre Merlin. Îți amintești de vremurile când te învățam bazele magiei? Ar fi putut fi cel mai strălucit elev, Morgan, dar s-a dovedit a fi... Dezamăgitor. Dar tu nu vei fi, nu, Mordred? E frumos, nu? Frumosul tot frumos rămâne. Ce înseamnă asta? Nu am înțeles niciodată chestia asta. Jucării, Mordred. Mătușa ta se aduce multe întotdeauna. Vezi, Merlin? Tu mi-ai luat familia și acum am una nouă. Nu va dura, Morgan. Nimic nu durează. Nu vezi? Nu simți? Înving, Merlin. Am rarul dar al răbdării. Vor trece ani până când Mordred va putea cere tronul, dar pot aștepta. Timpul nu e nimic pentru mine. Tu vei fi pieirea lui Arthur și a visurilor lui Merlin, nu-i așa, dragule? Ia uite, vrăjitorul cel mare și rău nu poate face nimic. Merlin, ești tulburat iar. Același strigă după ajutor, doamnă. Sora ta, Mab, e tot mai puternică. Iar eu tot mai slabă. Ce pot face? Trebuie să găsesc pe cineva să păzească tronul pentru Arthur cât timp el caută Sfântul Graal. Vor fi tentați să ia coroana cât va fi plecat. Ai nevoie de un om cu inima curată. Am mai încercat să-l găsesc, nu există. Răspunsul este la Joyous Garde. Barca mea te va duce acolo. Era un vis, un vis al unui vis. Cerul s-a deschis și am văzut visul împlinindu-se în fața ochilor mei. Dar la fel se va povesti într-o zi despre mine, Arthur, Guinevere și Camelot, ca despre un vis. Cine ești? Sunt Merlin, vrăjitorul. Nu mai există vrăjitori. Sunt ultimul. Tu cine ești? Galahad. Mama mea e Lady Elaine, iar tata Sir Lancelot. Am venit să caut pe cineva care să-l apere pe regele Arthur și regatul său. Dar trebuie să fie un om bun, cu inima pură. L-ai găsit. Totul era mult prea ușor. Ești sigură că vrei asta? Nu eu doresc asta, ci tu. Nu te pot reține. Este ocazia ta pentru ultima aventură mare. Ar fi trebuit să-mi dau seama. Galahad! Ai grijă de mama ta câtă vreme sunt plecat!
Domnilor, doamnelor, cavaleri ai curții, în curând voi pleca într-o călătorie în căutarea Sfântului Graal. Am nevoie de un campion care să păzească țara și onoarea reginei în absența mea. Cer această onoare, sire. Gawain, sper să nu învingi. Știi că am nevoie de tine. Trebuia să mă lăsați să particip, sire. Ești prea bătrân, Sir Boris. Sigur că da, dar eu nu sunt. Maestate, doresc să intervin pentru Sir Lancelot. Vrea să participe la turnir. Bine, așa să fie. Vă ofer sabia mea și viața mea. Este o onoare, brav cavaler. Drept campion, Lancelot. Cum e? Bine și nu prea, având în vedere că încă nu i-am scos lancea. De ce nu ați scos-o? Avem o neînțelegere profesională. Dacă să o scoatem răsucind la dreapta sau la stânga. Ceea ce pentru plebe înseamnă să o scoatem răsucind încolo și încoace. Pot să te ajut cu ceva, Sir Lancelot? Țineți-mă de mână, doamnă. Răsucim și tragem la stânga. Planetele lui Venus și Uranus vor avea influențe dominante. Sunteți vraci, în loc să vă certați, mai bine o scoateți. S-o scoatem? Trebuie să discutăm mai întâi. Așa e, sunt probleme grele doar pentru experți. Aveți încredere, dacă tratăm un cavaler cu brațul rupt, de asta va și pieri. Ajunge, gata. Lancelot, ești gata, cavalere? Da, Gawain. La revedere, Merlin. La revedere, Arthur. Să te întorci. Au plecat să caute visuri și umbre. Dar și dacă le-aș fi spus, n-ar fi ascultat. Și așa au trecut anii, unul după altul și după altul. Domnilor, dacă nu încetați cu tremuratul, s-ar putea să greșesc și să vă lovesc pe toți.
perfect. Încetează, Mordred. Nu te lăsa dus de val, dragule. Asta arată că nu te controlezi. De ce ai tras în mătușa Map și un chiltric? Sper că băiatul se distrează doar și nu e nimic personal. Nu e personal? Te place. Mă întreb ce ar face dacă nu m-ar plăcea. Încetează, mamă! Mătușa Map înțelege, nu? Oh, sigur că înțeleg. Doar te puneai la încercare. Vino aici. Știi că ești preferatul meu, Mordred, dar trebuie să-ți canalizezi furia. Contra lui Arthur? Da, totdeauna contra lui Arthur și contra lui Merlin. Ești palid, Mordred. Nu mănânci destul, cred. Am deja puterea a 10 bărbați. Ascultă-ți, mătușa. Și te rog, fă ceva cu părul tău. Foarte bine, mamă. Bun băiat. Treaba merge mult prea încet. Dar vă tot răzgândiți, Sir Lancelot. Întâi așa, apoi altfel. Fac tot ce pot, sire. Trebuie să faci mai mult. Cum să fac mai mult decât ce pot? Sunteți sigură, doamnă? Merlin e umbra mea preferată. Așa se și cuvine. De ce nu ești tu? Tu ești campionul meu. Când îți sunt aproape, nu îmi pot controla inima. Acum ești aproape. E periculos. Doamnă? Da. Doamnă! Ar trebui să-i fim recunoscători umbrei mele. Merlin. Pereții șoptesc, Guinevere. Nu-i auzi? Nu. Ce spun? Că ești prea prietenoasă cu Lancelot. Și crezi asemenea șoapte? Nu, dar v-am văzut privindu-vă. Nu mă interesează părerea altora. Eu sunt regina. Tocmai de asta trebuie să ai mai multă grijă, de așa ceva nu te pot apăra. Arăți minunat. Ar trebui să sar, să mă arunc de pe creneluri. Atunci mă arunc și eu. Nu pot trăi fără tine. Mătușă, par foarte mulțumită de tine. Ce ai făcut?
E groaznic? Spune, sunt sigur că e perfect. Am avut grijă ca Elaine să afle că Lancelot și Guinevere sunt amanți. E absolut delicios. Nu e cumva cam nedemn de noi? Nedemn? Ce înseamnă asta, mamă? A, am uitat. Ce înseamnă? Da, este nedemn. Dar nu-mi place să mi se spună, fric. Fric, fric. Te-am prevenit și nu ai ascultat. Ce s-a întâmplat? Elaine, cum a pierit? A pierit de inimă rea, din cauza ta. Îmi pare rău. I-am judecat prea aspru. Vina era și a mea. Eu l-am ales pe Lancelot în fond. Aș vrea să le fi spus asta. Poate ar fi fost mai ușor. Vești bune! Vești bune, dragă! Arthur vine acasă! Slavă Domnului! A găsit Sfântul Graal? Nu, dar ce contează? Vine acasă cu sau fără Sfântul Graal. Nu trebuie să plece. Merlin e liber. Poate începe să-și trăiască iar viața. Da, și-ar trebui să o facă cu tine, copilă. Adevărata ta vocație e Merlin. Domnul nu te vrea când iubești un altul. N-ar trebui să spun asta între acești pereți. Credința e supremă, desigur, dar dragostea e mult mai bună. Cu grijă, dragă. Treptele astea sunt alunecoase. Unde mergem? Pe tărâmul meu, cel al magiei. Pot să creez monștri? Oh, dacă dorești. Ești foarte bună cu mine, mătușă. Nu va fi doar distracție. Arthur se întoarce. Am multe lucruri să te învăț. Vine și mama? Nu, nu mai avem nevoie de ea. Mab, unde-mi duci fiul? A sosit timpul. Fără nimic? Fără rămas bun? Trebuie să-l pregătesc. Nu-l duci nicăieri, e fiul meu. E al meu. Eu i-am dat dragoste, tu i-ai dat jucării. Eu i-am dat viață. Nu, lasă plece. Foarte frumos, mătușă. Dragostea mea. Dragoste. Fric, dragul meu, sunt și acum frumoasă? Foarte frumoasă, dragă. Dar eu? Oh, da. Foarte frumos. I-ai luat viața! Poate a alunecat. Oricum, ce contează? Suntem în întârziere, fric. Avem multe de făcut. Mab, netrebnică ce ești! Domnul să aibă milă de sufletul tău! E clar că n-a avut milă de ființa ta! De ce dintr-o dată toți se întorc contra mea? Fric, te las în mizeria și în durerea ta
dar fără nicio putere magică. Acum vei hoinări prin lume, urât și singur, exact ca și cum ai fi om. Adio, fric, îmi vei lipsi. Ba nici vorbă. De ce nu i-ai luat viața, mătușă? Fiindcă asta ar fi vrut să fac. Camelot e construit. Lancelot s-a ținut de cuvânt. Trebuie să intrăm cu steagurile sus, sire. Ai dreptate. Ridicați steagurile și inimile. Suntem acasă! Oare unde sunt? Ceva nu e bine, sire. De primire. Ce se întâmplă aici? Guinevere. Unde e Merlin? Unde e Lancelot? Îți spun eu. Dar tu cine ești? Foarte elegant. Cine sunt? Într-adevăr. Cine sunt? Nu mă recunoști? Nu. Ar trebui? Oh, sunt rănit. Chiar aici, în inimă. Deși nu e chiar punctul meu vulnerabil, eu te recunosc. Tată? Tată? Fiul tău pierdut, Mordred! Nu e posibil. Nu cred. Nu vine să cred. Nu. Morgan le Fay e mama ta. Nu este, tată. A fost. A trecut într-o lume mai bună. În sfârșit doarme singură. O mare pierdere. Într-o zi râdea, în alta zâmbea. Apoi s-a dus ca briza de vară în toiul vieții. Etc., etc. Și apoi mai departe. De aceea sunt aici. Nu înțeleg. Să-ți apăr interesele, tată. Vezi? Interesul tău e și al meu. În timp ce erai plecat în călătoria spirituală de înălțare a sufletului, cum să spun, ai fost trădat. Mordred! E de ajuns. Ba nu! Vino aici, Merlin, și spune adevărul. Tată! Nu e momentul. Tată, Lancelot te-a înșelat cu regina. Ce? Sau regina a fost cea care te-a înșelat cu el. Dar ce contează? Oricum ai privi, ai fost înșelat. Guinevere? Nu e locul să discutăm așa. Eu cred că e locul perfect. E adevărat? Arthur, abia te-ai întors. Hai să vorbim. Guinevere, spune-mi, e adevărat? Da, așa e. Mordred, nu ai dreptul să fii aici. Am toate drepturile să fiu aici. Asta nu e o problemă particulară. Ne privește pe toți. De ce mi-ai făcut asta? Nu te-ai gândit la mine deloc? M-ai lăsat singură. Nu te-ai gândit la mine. Aflu că soțul meu are un copil cu o femeie numită Morgan le Fay. E bună zău. Tată, totul devine extrem de personal. Uiți că e o problemă de stat. Problemă de stat? E vorba de trădare. Nu e așa? Trădare. Domnilor? Trădare. Nu se poate. Trădare. Nu se poate. Așa nu putem accepta. Așa este trădare. 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 Nu cred că e trădare. M-a înșelat pe mine. Și doar pe mine. Ajunge. Nu, sire. Mordred are dreptate. Tu ești rege, deci adulterul ei e trădare. Atunci trebuie să o condamnăm la moarte. Chiar crezi că ar trebui? Asta e legea. Așa și trebuie. Domnilor, e un moment în care ar trebui să dovediți clemență și milă.
De altfel, chiar religia voastră o spune, cel fără păcat să arunce primul piatra, așa. Eu mă recunosc vinovat și cred că și domniile voastre. Dragii mei, vă mărturisesc că am păcătuit un pic. Atunci, o iertăm fiindcă e regină? Nu, fiindcă e om. Nu, fiindcă e soția lui Arthur. Da, așa e. Ne întoarcem iar la o lege pentru conducători și alta pentru plebe? Așa e? Arthur, credeam că e altfel în Camelot. Este. Atunci arată lumii că așa e. Merlin, ce să fac? Până la urmă, trebuie să respecti legea. Guinevere va fi judecată pentru trădare. De ce? Se doare. Excelentă decizie! Îndrăzneață și dreaptă, nu, tată? Așa, să bem și să ne veselim. Vreau să pleci îndată din Camelot. Dar, tată, abia am sosit. Credeam că vom depăna amintiri și vom fi o familie pe... Faceți-l să tacă odată! Doar nu vorbești serios, tată. Sunt fiul tău, prințul încoronat, unicul tău moștenitor. Vreau să nu te mai văd. Îmbrățișează-mă. Niciodată. Altfel voi lua ce este al meu. Gărzi, luați-l de aici! Nu vă ridicați. Știu pe unde se iese. Scuze, tată, dar te voi distruge. Și de data asta vrăjitorul tău nu te va mai salva. De ce îi se permite așa ceva? Mab. Sunt aici, Nimue. Mi-ai promis ceva acum mulți ani. Recunoști? Da. De ce te-ai răzgândit? Regele s-a întors și Merlin poate pleca. Mi-am dat seama că tot ce vreau e Merlin. Ești de acord să trăiești cu el în locul ales de mine? Dacă mă faci ca înainte. Trebuie să te avertizez, Nimue, că nu vei mai putea pleca niciodată de acolo. Va veni cu mine? Da, va veni. Atunci dai drumul. Este păcatul meu, nu al ei. E prea târziu. Merlin! Thank you.
Lancelot a lăsat mereu totul pentru ultima clipă. Din câte mi-amintesc despre Lancelot, nu a făcut nimic cum trebuie. Slavă Domnului! Și astfel Lancelot și Guinevere au ieșit din povestea mea și au intrat în legendă. Ce înseamnă asta? Ne-ai păcălit, tată! O condamn pe regină și apoi îți pui vrăjitorul nelegiuit să o salveze. N-ai avut nici măcar curajul să o eliberezi tu. Adevărat. Trebuia să o fac eu. O lege pentru tine și alta pentru noi ceilalți. Nu putem trăi așa! Nu! Auzi? Nu pot trăi așa! Îi chem pe toți bretonii adevărați să lupte pentru libertate! Da, 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 venim, da, așa sigur, e! Să facă! Veni! M-ai luat prin surprindere, tată. Știu și eu cum e. Nobil, vremea discuțiilor s-a încheiat. Cei ce prețuiesc binele și dreptatea să mă urmeze. Nu mai înțeleg nimic. Da, e trădător. E trădare. Nu e corect. Sigur că nu este corect. Cine e acolo? Părinte Ebert. Am călătorit toată noaptea. Mimue a plecat. A plecat. Da, dar ți-a lăsat un mesaj. Te așteaptă la poarta magiei. Minți. Oh, Merlin, cum poți să spui așa ceva? Minți! Mă bucur să văd că nu ți-ai pierdut toată îndemânarea așa cum te-am învățat. N-am pierdut nimic și fric m-a învățat. Nu-l pomeni pe ăla. A plecat din slujba mea, fără referințe. Oricum, Nimue a plecat. Și tare vrea să mergi cu ea când ești gata. Merlin, nobilii mei nu vor fi de acord să vii cu noi împotriva lui Mordred. Ziceau că dacă vii, nu mă vor urma. Ce vei face acum? Îmi închid cărțile, îmi rup bagheta și plec. Am o viață și o șansă de a o trăi. Nimue? O voi întâlni în curând. Te vei descurca cu Mordred. E doar o simplă luptă și binele-i de partea noastră. Mm-hmm. Sunt mândru de tine, Arthur. Nu-ți face griji pentru mine, Merlin. Încă o mai am pe Excalibur. Bună!
uită unde suntem. Lasă-o în pace. Am pierdut prea mult timp din viața noastră împreună. Acum e rândul nostru. Nu asta ai vrut mereu. Cere puține conversație înainte să mor. Dar cum dorești? Timpul să-i punem capăt. Păi, aici suntem de acord. Știi, tată, dacă ai rămâne în viață, nu am fi o familie prea fericită. Ce e, Merlin? Am auzit un strigăt. Eu nu am auzit nimic. E sunetul luptei. Arthur și Mordred. Nu. N-are legătură cu noi. Nu. Încă un păcat? Ți-ai ucide propriul fiu? Thank you.
ducă. Trebuie să merg la el. Mă întorc în curând. Te voi aștepta. Mereu. Foarte curând, jur! Că nu aveam să mai văd. Îmi pare rău. Nu pot să te salvez. Te rog, nu pieri, Mordred. Să pierd, mătușică. E ultimul lucru pe care îl voi face. Bătrâne, prieten, știam că vei veni. Cum stă treaba, Arthur? A fost și mai bine. Merlin, du sabia la lac. Nimeni nu trebuie să o ia. Du-te, Merlin, acum. Stai liniștit, fiule. Ai fost omul potrivit pentru Excalibur. E la Joyous Gard. Acolo l-am găsit pe Lancelot. Nu era Lancelot, nu? Era vorba de băiat, Galahad. E omenește să faci greșeli, Merlin, și în parte ești om. Cea mai bună parte. Cu bine, Merlin, sora mea mamă. Avea multă dreptate într-o privință. Când suntem uitați, încetăm să mai existăm. Ce faci aici, fric? Mă tem că îmi trădesc principiile. Întotdeauna am considerat că e mai bine să fii lași pentru o clipă decât decedat pentru totdeauna. Și totuși, iată-mă luptând și încă de partea dreptății, ceea ce e și mai rău. Și Mab? Sincer să fiu, mi-am dat demisia. Dacă te duci după ea, maestre Merlin, vei avea nevoie de ajutor. Știi?
slab. Ai venit să vezi triumful meu final? Nu am venit să-ți văd înfrângerea finală. Ai fost mereu un visător, Merlin. Să vedem. L-ai pierdut pe Arthur? Bătălia? Unica ta iubire? Bătălia încă nu s-a terminat. Nu poți învinge! Puterile-i sunt slăbite, e vulnerabilă. De ce te dai cu trădătorul ăla? Doamnă, după atâția ani de serviciu loial, cred că sunteți puțin cam dură. Stați să vedeți cum voi fi imediat. Scuze, nu pot rămâne. Mordred a pierit. Deci nu mai avem ce pierde niciunul. Bătălia e doar între noi doi, Mab. De slabă sunt. Slăbesc, Merlin, dar asupra oamenilor voi avea putere întotdeauna. Uite! Ce ai de gând să faci? Îți vei folosi sabia și toporul contra mea? Nu, Mab. Te vom uita și gata. Merlin? Ce faci? Nu mai poți lupta și nu ne mai sperii. Nu mai ești destul de importantă. Te uităm, regina Mab. Du-te. Du-te cu sora ta în lac și fii uitată. Hai, privește-mă. Privește-mă! Încercam să zâmbesc. Merlin! Dar era un zâmbet al dezolării. În mine simțeam numai milă și durere și o imensă pierdere. Toți cei pe care i-am iubit și m-au iubit s-au dus. S-au dus cu toții. Și apoi s-a întors Galahad și a adus cu el Sfântul Graal. Primăvara a sosit și pământul a devenit din nou fertil. Ciclul distrugerii și al întunericului se terminase. Dar și povestea mea. Acum, dacă povestea mea v-a plăcut, vă puteți arăta aprecierea cum doriți, dar mai ales cu bani. Maestre Merlin, ai mai văzut-o pe Nimue? Nu, n-am mai găsit-o nici pe ea și nici peștera. Dar magie, mai știi să faci ceva magic? Nu,
M-am dezobișnuit și apoi nimeni nu mai crede în magie. Mulțumesc. S-a terminat, prietene, nu mai e nimic. Nu e tocmai așa cum îmi amintesc eu, maestre Merlin. Frick, tu ești. Da, sunt eu. Trebuie să recunosc că știi să spui bine poveștile. Mi-a plăcut foarte mult, dar m-a intrigat faptul că ai omis unele părți din poveste. Așa le place. Și apoi nici n-ar fi crezut cum a fost în realitate. Cum te descurci în lumea asta, maestre? Cred că mereu va fi nevoie de un gentleman adevărat și perfect. Și eu am fost și voi fi mereu dintre cei mai buni. Nu se poate. El e Sir Rupert. L-am găsit păscând pe câmp și am depănat amintiri. Dragă prietene, nu trebuia să pierde mult? Nu, nu, și eu am puțină magie în mine, Merlin. Era să uit. Nimue. Ce e cu ea? Mai nimic, decât că întreba de tine când am văzut-o luna trecută. Nu te înțeleg. Ce s-a întâmplat? Cândva, după ce a dispărut Mab, vrăjile ei au început să slăbească. Și Nimue a fost eliberată. Unde e Frick? Sir Rupert știe. Mulțumesc, prietene, pentru tot. Nu trebuie să mulțumești. Îmi plac finalurile fericite. Sfârșitul magiei.